Evident că ți este foarte greu să o asculți pe Elena Udrea și să zici, bă, are dreptate. Exclus. E ca la Vadim Tudor, dacă vă amintiți. Și dacă spunea că ziua are 24 de ore, îți venea să-i spui, pleacă, bă, nebunule, că vorbești prostii. De ce se întâmplă asta? Simplu. Pentru că mult din ce înseamnă un om politic vine din credibilitatea lui. Și ce credibilitate să aibă cineva care și-a făcut întreaga așa zisă carieră pe... Dar mai bine nu mai zic. Domnul Maior a vrut să candideze la prezidențiale. Personal, l-aș fi susținut din partea PMP. Dar dânsul nu a avut curaj să-i spună domnului președinte Traian Băsescu intenția de a candida. Din punctul meu de vedere, când nu aveam o soluție de candidat, eu aș fi agreat să-l susținem pe Maior. Doamne, doamne, e ceva de-ți vine nu să-ți smulgi părul din cap, nu, direct creierul. Deci doamna asta știa ce nenorociri face Maior, așa susține ea, nu? Că ăia făceau stat paralel, dar ar fi fost de acord ca Maior să candideze din partea PMP. În ce lume am trăit noi cu acești oameni? Vă dați seama? Ei sunt ofticați că porcăria pe care o făceau s-a stricat. Sau că au fost excluși din jocul ăsta mizerabil. Ei ni se plâng nouă că au fost dați afară din gașca aceea care ne-o trăgea nouă cetățenilor. Incredibil. Lor le-a fost teamă că eu ies locul 3. Atunci... se vor face presiuni să fie judecat Iohannis, mai mult ca sigur l-ar fi declarat incompatibil, iar ei știau că în turul 2, cu toată dreapta în spate, tot electoratul de dreapta în spate, pentru că n-aveau alt candidat, erau Ponta și cu mine. Cu sprijinul Traian Băsescu aș fi câștigat acea bătălie. E, lasă statul paralel. Cât de paraleli sunt acești oameni cu normalitatea? Ei cer de la noi dreptate pentru faptul că și-au furat-o de la colegii lor de șmecherii? Adică Udrea vine acum și povestește cum o punea pe Chioveș și la DNA după discuții cu Ponta. Povestește cum se ducea la Maior toată ziua, la Coldea, cum dădea bani cocoși cu geanta la presă. Concluzia fiind, iată, iată oameni buni cu ce fel de animale am umblat eu. Păi așa erați toți, Lenuțo. Voiați să ne mințiți și să ne furați și ați reușit. Ohoho, ce ați mai reușit? Da, da, voi toți, toți, toate partidele și toate instituțiile de forță, ați fost statul paralel. Iar în acest timp noi am fost fraierii aia chemați la vot și la coz la ANAF să dăm voturi și taxe. Doamna Udrea, nu vreau să vorbesc ură la televizor aici, că altfel v-aș fi zis, hai, sictir!